Uită-te și tu la ei! Miu și Striblea sunt live pe Facebook DGFM. Ca să știi! Uită-te la noi, dar uită-te și la ei, sore și sere din schina această dimineață la DGFM. V-am promis, oameni buni, o sărbare în toată regula, ne pregătim să o începem. Sper că doamna învățătoare, educatoare, este pregătită. Hai să vedem cine participă la sărbarea noastră. Normal, sore, Seredinski, eu, Cătălin, Bogdan Ciuclaru. Avem un invitat special. Da? Raluca Pascaru la cajon. Hei, bună, Raluca! La cajon, la zurgălăi, de fapt. Bună dimineața, vă salut pe toți. Și... tu ești fata cu zurgălăi? Fata cu zurgălăi, cu ritmul. Yes. Sanie cu zurgălăi. Și știți că am descoperit aici la voi în studio că există un talent nedescoperit. Ia, cine? Este vorba despre colega voastră, Luiza. O invităm să cânte alături de noi. Dacă este ok cu voi, dacă e în fișa postului, adică... Noi ți-o împrumutăm doar. Mulțumim. Pentru numai 300 de euro, adică... Backing vocals de la noi. Dar de ce? Unde vă grăbiți așa? Ia să vedem ce facem, moș? Păi știi că sunt puține emoții înainte de serbare. Corul e la final, mai spre final, nu? Da. Trebuie să zic că... Cine e educatoare aici? Cine e toarșa educatoare? Beatriz? Unde da, e Beatriz? Este educatoare. Vino Beatriz. Beatriz? Nu, Beatriz e la butoane acolo. Vine, vine, vine. Da. Vine și ea, că are poezie, da. De zis. Are toți copiii păi au da, de da, zis. Eu zic că trebuie să înceapă cu un cântec. Întâi cu un cântec începe, serbarea, da. Normal. Bine. Cu un cântec. Și mai ales că e o veste minunată, nu? Că facem această serbare. Da, doar că noi începem cu noi, știți cum e, ne adresăm cui ne interesează, lui Moș Crăciun. A, tot pe interes, sore, nu știu, să nu-l super pe Moș Nicolae dacă încep cu Moș Crăciun, dar sunt de acord cu alegerea voastră. Ce o să auzim, Moș Crăciun cu plete de albe? Da, într-o variantă a cappella. Ah, ok. Mai băieți, hai că încep sărbătorile. Și apoi o ce veste minunată. Da, sau cum a spus Ere mai devreme, orice veste e minunată. Orice veste e minunată. Să înceapă sărbarea. Moș Crăciun cu plete de-albe a sosit de prin și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrân se povestește când toți anii negreșit. Moș Crăciun priveac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Păi, frumoasă sărbare, frumoasă sărbare. Bravo, 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 bravo. Mulțumim frumos. Ce înseamnă să ai parte de oameni talentați? Păi am început nice. Tonic și asta ne obligă și pe noi să, Cătălin, să fim și noi la înălțime cu poezioarele pe care le vom spune aici. Ia spuneți, băieți, ce ați pregătit. Bă, ești totul meu la tablă. Da, eu am primit, uite, rolul ăsta de a spune o poezioară de sezon. Așa. Voi ați văzut că sunt niște autobuze noi prin București? N-ați văzut, nu? Nu. Da, mă gândeam eu că n-ați văzut. Sunt niște autobuze noi, în sfârșit. Sole, o să le vedeți, sunt albastre. Da, ai fi atent, hai că să facem cu prezentator. Salut, cum te cheamă? Numele meu este Bogdan. Bine ai venit, Bogdan. Și vreau să urc în autobuz cu o poezie despre autocar. Cum se cheamă? Se numește Autocar Frumos. Ok. Așa se numește. S-o auzim, Bogdanel. Văd prin geamul amorțit traficul din stradă și cum trece scârțâind... firea prin zăpadă. Certăreață, cum o știm, sfarmă ghețuri din cuvinte. De nervi, coama ei se desplătește. E, prea e fric și autocarul nu-mi pornește. Bine, bravo! Ce emoții am avut, ce emoții am avut. Bun. Predau ștafeta prezentatorului. Tu o să ajungi departe. Dar nu cu autobuzul. Că autobuzul nu merge, da. Cine? Eu? Nu, păi, Cătălin! Se iasă cine, da. Bogdan? Eu? Grupa mare. De fapt, Cătălin cred că a fost primul care a inaugurat grupa multă.
Scuze. A fost un moment de liniște. Și la serbare. Băi, băi, și la serbare. Pentru că era mare, să știi că eu am făcut de două ori grupa mare. Dar asta nu era o glumă, chiar am făcut de două ori grupa mare. A, pentru serio? Că ai mâncat tot. Ai intrat mai devreme la grădină. Cătălin, pentru că ai mâncat tot. Da, păi chiar mâncam tot. Chiar tot. Haideți să nu ne abatem de la serbarea noastră. Cătălin, spune-ne ce ai pregătit. Ce poezie? Îi zice ninge fără număr. De la mine, de la Vaslui. Pe obraz, pe nas, pe umăr, tot cad fulgii fără număr, fără număr, fără număr. Fratele meu, s-a oprit în palmă unul adevărat. Iute, iute, închid pumnul și salam, primește unul. Dar cine le scrie? Da, cine e autor? Mare, bună autor necunoscut. Autor popular, e folclor, da. Acum folclor autentic. Analiză pe text. Ia. Ce a vrut să spună Eul Liric? Eul Liric? Așa era la școală. Despre zăpadă și salam? Da. Nu știu, e o combinație acum la modă. O combinație care chiar a mers bine. Ia zi, Bogdan Ciuclaru. Grupa mică, da? Ce emoție. În partea grupei fluturașilor. Da, mersi. Ce fluturi. Bun, poezia mea de astăzi se cheamă Nea Mihai. Nea Mihai? Da. Gol, în crivăț, stă în ogradă, omul nostru de zăpadă, nici șoșon n-are măcar. Nici mănuși și nici fular. Mamă, este Bogdan Miu? Nu, nu este. E Trăistariu. Oa, oa, oa. Și glumă ai avut în tine. Băi, cine le-a scris? Sperăm, sperăm ca Beatrice. De la Albinuțe. Da, de la Albinuțe sperăm ca Beatrice cumva să salveze partea noastră de serbare. Beatrice, avem toată încrederea în tine. Cred, nu prea cred, am primit așa o poezie. Hai să vedem. Moș Crăciun cu sacul mare se numește poezia. Ion Țiriac, drăguț, ninge peste tine. Haide, hai în casa mea, unde-i cald și bine. Moș, de anul nou te fac, cu beteală mă îmbrac, fie. Dă măcar și tu, o mie. O mie? Pe datorie. De la Ion Țiriac ți-ai găsit? Băi, rău, tată. Câte o bombonică pentru fiecare. Iată cine e Moș Nicolae. Am terminat de colindat. N-ai terminat? Adică astea știi cum sunt? Sunt bomboanele pe care le aveam în pom când eram mică. Mâncai bomboane din pom, soră? Normal, păi era chelbra după la Crăciun. Nu puneai ambalajul, nu puneai nimic în nu puneam, pe da, ce mă mai... Nu lăsai ambalajul acolo? Nu am frați, așa că n-aveam cu cine să mă cer. Nu conta. Nu aveai cu cine și pentru cine. Dar știți ce mai aveam când eram mică? Un fel de calendar cu toate zilele din luna decembrie și în spatele fiecarei zile era câte o ciocolată. Și pe aia o devoram. Până nu știu. Nu știi? Până nu știu calendarul. Era ca o căsuță și deschizi ușa, iei ciocolata. Se cheamă, da. El avea cu pulpe de pui același calendar, dar altfel. Băi, eu eram de la Vaslui, deci aveam câte o țuică mică. Ia să zică, să zică Seredinski cum l-am întâmpinat eu astăzi. Cu pâine, da, sare, da, da. Și... Cu pâine, sare și puțin zahăr și praf de stele și... Zi-mă, de-aia am pus-o, dar știe toată lumea, avem sticla noastră de țuică aici când vine omul. Ce tip de țuică? Este e de pălincă? Pere, e de pere de la pucioasă. Euro 6. Eu nu înțeleg cum poate lumea să bea palincă și țuică. De ce? Pe stomacul gol, nu înțelegi? Pe orice stomac, deci nu. Pe frigul ăsta mai ales. Păi decât să bei toate porcăriile astea, mamă, asta e naturală, e eco. Cred, înțeleg și apreciez, și face foarte bine la stomac. Și la ficat, da. Așa că dacă bei un kil în fiecare zi... Nu știu cât de bine face să l-a cântat. Și vorba aia, voi mai aveți acum de... Da. Da, de interpretat aici la serbare. Deci vine moșul acum, nu? Acum vine moșul și ce veste minunată este aceasta. Exact. Luiza, ești pregătită? Da, să-mi termin tura mai repede, plec cu voi. Să dăm tu. Bun, Raluca, Zurgălăi. O, ce veste minunată din Betlehem s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii.
călătoria, într-un mic sălaș, lângă cel oraș, a născut pe Mesia. Într-un mic sălaș, lângă cel oraș, a născut pe Mesia. Bravo! Mulțumim, bravo, Luiza! Mulțumim! Să ne dați pe Luiza înapoi. Luiza. Nu știm ce să spunem, i-am făcut deja o ofertă, rămâne să discutăm. N-am mai cântat de mult, recunosc. Noi știam că are talent și chiar am împiedicat-o să meargă la tot felul de concursuri sau în sfârșit de talente. Nu vrem să o pierdem și atunci noi zicem că nu cântă bine, că falsează. Știți cum e aia? Mi-a spus mie un coleg de facultate în primul an când i-am zis, băi, eu o să vreau să fac... clipuri. Am făcut regie de film. Și mi-a zis, pe clipuri, da. În femeie să facă clipuri. Deci, mi-a curmat corola de minuni a lumii. Tu să nu-i faci așa ceva, Luizei. Păi, îmi pare rău. Ai făcut clipuri, până la urmă? Am făcut unul în primul an de facultate și am zis, na, poftim. Uite că iese. Mai cu Soreș Seredinski suntem în dimineața asta, oameni buni. Dacă ar fi să trecem pe o listă, nu putem să ne punem dorințe în dimineața asta. Da, putem să ne punem dorințe, dar știi ce am făcut noi mai devreme? Am făcut această autoevaluare pentru Moș Nicolae și o să vă întreb și voi, să vorbiți despre voi, să ne spuneți dacă ați fost cu minți sau nu anul ăsta. Băi, eu am zis că am fost perfect, deci am ridicat tacheta. Deci sunt perfect. Și la Soreș putea să bag un foc, a fost cu minte în 2018. Cred că da. Bine, nu știu care e standardul de cumințenie. Da, așa, mi-am făcut după temele. Standardul tău, normal, după standardul tău. După standardul meu, moșul are o listă lungă. Ce merita azi? Aș merita un album. N-avem. La mie, stați liniștiți, la mie. Așa. E ok, un album e ok, că include 10-12 piese, deci sunt multe daruri acolo. La Seredinski am emoții cu mințenie. Măi, da. Să știi că o să te surprind, nu am avut timp să nu fiu cu minte. Adică am fost pe treabă. Păi da, uite acolo în Mama Mia nu erai foarte cu minte. Dar ce-am făcut, mă? La ce te referi? La rol. Am avut niște... exerciții pe care trebuia să le facem, exerciții de actorie, și recunosc că am intrat atât de bine în acel exercițiu încât mi se pare că am dat cu pumnul în perete și am spart peretele respectiv. Sper din decor, acasă, nu? Da, din decor, exact. Da, da. Dar... Și după aia a apărut Carla Dreams cu lacrimi și pumni în pereți imediat. Da, de acolo a venit inspirația. Și lumea a fost foarte, foarte încântată de această chestie. Eu am zis, am făcut o greșeală. Nu, foarte bine că ai intrat în pielea personajului. Exprimă-te, să redizi. Ok. Ia fii atent. Noi nu vrem să punem presiune pe tine. Dar Smiley a zis că tu o să fii the next big star. Adică în locul lui. Adică ai grijă. Deci 2019 pensie. O să fie un an... M-am uitat la oameni de colecție, da. Emisiune. Exact. Da. Da, m-am uitat. Da, mi se pare... Bă, băiatule! Extraordinar. A apucat să zică omul! A pus presiune pe el. Gata. Dar ce facem aici? Da, mi se pare un lucru extraordinar că lumea are încredere în mine. Și cel că... mai important. Da. Și sunt cumva, nu știu, surprins și uimit de chestia asta. Nu știu, poate... Nu rămâne decât să faci o boroboță, că se rezolvă repede. Adică, și noi tot așteptăm, cum? Dar tu nu o faci. Deci înseamnă că așa, a avut dreptate Smiley. O prostie din aia majoră, știi? Adică, da. Bă, da, listă de cadouri nu vă faceți? Eu am făcut bune. O altă Lasă. Listă, nu a mea. Ce? A fetei. Mi-a dictat, am scris. Hai, mă, ziceți ceva pentru voi, că toți suntem oameni, fiecare își dorește ceva. Ce facem noi cu iPhone-urile astea? Care... A, uite, da, așa, bravo, bine că ai zis. Îmi doresc și eu ori un telefon nou, ori să-mi repare cineva difuzorul noi și microfonul. Nu se mai aude? Nu se mai aude și nici nu mai aud la ureche, dar adică în difuzor, dar nici pe Instagram nu se aude ce vorbesc. Ai încercat invers să vorbești în difuzor și să asculți în microfon? Te bravo. Da, uite, asta îmi doresc. Deci da, să-ți repare telefonul și să vină cu piese de schimb următorul, ca să nu mai așa, să nu mai am probleme. Uite, exact același lucru îmi doresc și eu, sore, dacă... Uite și tu ce telefon am. Dacă primesc, să-ți dau și eu ție. Dar din dar se face rai. La care nu merge... Da, la ăsta merge tot, doar că-i spart tot. Așa. Sere.
Hai, zi, hai, nu, mai, nu fi timid. Eu știu ce dorești tu. Zi-mă. Și tu nu știi, pardon, scuză-mă. Ți-aș lua deja. Chiar deci eu știu ce vrea serie de la Moș Crăciun. Ce? Vrea carnetul și o mașină. Wow, da, chiar vreau să iau carnetul, dar nu știu, adică... La cât da, încercare ești. Să alegi ordinea asta, carnetul. Poate mașina, care... pentru că, na, carnetul, cred că mă pot ocupa singur. Dar care e povestea cu carnetul? Ai început școala de șoferi sau... Trebuie neapărat să începi școala ești de șoferi. Ești în momentul ăla în care nu reușești să te apuci. Da, sau te-ai apucat și... Nu, încă nu m-am apucat. Dar trebuie neapărat. Am avut... N-am putut să mă apuc de școala de șoferi pentru că... Este și, adică a venit mare iarnă. Ore, mare de tot. Mare de tot. Nici n-au cauciucuri de iarnă acolo la școală. Trafic. Nu, dar mă gândeam că în perioada asta o să lingă și o să fie nașpa. Știi lucrurile deci esențiale, de anul viitor. Deci de la anul. Știi lucrurile esențiale. Volan, pedale. Da, am... Bățul ăla din stânga de la semnalizare ăla nu folosește la nimic. Să nu pui mâna pe el că te încurci. Așa și în rest... un buton de unde dai muzica mai tare. Da. Și să vezi, am un prieten care mi-a dat mașina lui să o conduc pe niște ulițe pe acolo. Pe glumește, la mine, glumește, pe la... glumește, da, bineînțeles că glumește, nu i-a dat-o să conducă. Și că... Nu era mașină, era mașinuță și nu era ulițe. Da. Mașinuță pe telecomandă. Așa, exact. Că noi nu avem eu nu știu cum. Băi, deci cel mai sincer om, nu? Da, ți-am zis. O să vină moș. Că mulțumesc, să vină moș. Mulțumesc că atâția oameni mi-au acordat încredere, i-am luat 3 minute să rezolve. Păi, emisiunea noastră s-a terminat tehnic. Vă mulțumim că ați participat la serbare și că ați salvat până la urmă serbarea noastră. Eu și noi vă mulțumim. Mă duc să mă mai dau un pic pe YouTube, să ascult Praf de Stele cu Sore. Da, hai să ne tăvălim în Praf de Stele, asta vă propun să facem. Sore, să rediști sărbători frumoase. Asemenea. Dacă vreți, pot să dau la Praful de Stele. Mai ține-l un pic. Ia la casă. Ține-l până mâine. Mâine ne întoarcem de la 6:30. O zi frumoasă. Spor la treabă. Mulțumim că ți-ai început dimineața cu Miu și Striblea la DGFM.